La scurt timp după ce Rusia a atacat Ucraina, colonelul francez Clement Torrent a primit ordine precise. Are 6 luni pentru a construi o bază pentru 1000 de soldați la granița de est a NATO, în România. El și aproximativ 200 de soldați din Franța, Belgia și Olanda sunt acum ocupați nivelând un deal de vârf în Transilvania. Termenul nostru de predare este înaintea primului îngheț, a spus Torrent, care conduce forța operațională a geniului, de la baza de lângă Cincu, la aproximativ 260 de kilometri nord de București. Este un semn de solidaritate. O alianță trebuie să fie tangibilă. În timp ce puterile occidentale se grăbesc să se confrunte cu amenințarea reprezentată de Vladimir Putin, războiul Rusiei împotriva vecinului său a răspuns la o întrebare fundamentală, pe care Tratatul de Nord Atlantic îl afirmă de ani buni. Dacă membrii mai în vârstă, cum ar fi Statele Unite, Franța și Germania vor lupta pentru foștii comuniști mai puțin bogați, dacă sunt atacați, spune Bloomberg. Dar i-a ridicat pe alții, chiar dacă alianța face suficient pentru a descuraja expansionismul rus, după ani de investiții insuficiente și a ignorat avertismentele și dacă efortul de a consolida regiunea Mării Negre. Urma. Recomandări politice, recoltele fermierilor din UE, secetă compromisă. Ce pierderi sunt așteptate în țara noastră? La 6 luni de la invazia lui Putin în Ucraina, NATO se concentrează ferm asupra modului în care Rusia contractează în colțul de sud, est al Europei și împiedică una dintre cele mai sărace regiuni ale continentului să devină punctul slab al siguranței sale. Rușii îngrijorați de această regiune. Marea Neagră separă Europa de Asia și este înconjurată de Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia și Horihia. Este o cale comercială esențială pentru produsele agricole din Ucraina și Rusia și se conectează cu Mediterana prin strâmtoarea Bosfor din Turcia. Potrivit lui Modăor, analistul de securitate Stratfor, Moscova a acordat prioritate Europei de sud-est. Consolidarea sa acolo arată cât de mult se referă rușii în această regiune, cât de mult vor să aibă o amprentă militară puternică acolo. Ce trebuie să răspundă NATO, a spus el mulți ani. Liderii din Europa de Est au avertizat că amenințarea Rusiei se intensifică după ce Moscova a atacat Horihia,